Spin all. Și hai să vedem dacă funcționează. Ia uite cum se învârt cu toții. Ok, e prea tare, frate. Mamă, toți hodinașii în sincron. What? Hodinașilor, astăzi o să îmi creez propriul meu Brookhaven, unde o să am comenzi de admin. Deci o să pot să zbor prin Brookhaven și o să pot să fac o grămadă de alte nebunii. Aoleu, că nici nu mai știu să controlez elicopterul. Sper să nu mă prăbușesc cu el. Cred că mi-aș face elicopter de șerif, frate. Șeriful Hudinaș este în Brookhaven și o să ne distrăm foarte, foarte tare, pentru că după ce o să fac serverul, o să invit abonații să intre să trollăm pe toată lumea. Așadar, hai să ies de pe Brookhaven-ul acesta și nu trebuia să se întâmple asta, nu trebuia să mă blochez în arcadă, frate. Oh my god. Opa, și am intrat pe Brookhaven-ul creat de mine. Ca să fie și mai interesant, o să punem pe aici niște mașinuțe, bro. Hai să căutăm niște mașinuțe pe care le găsești și prin Brookhaven. Să pară ca și cum ar fi pe aici trafic. Poate chiar merg și conduse. Deci punem aici o mașinuță frumoasă care să stea pe stradă. După care mai putem să mai punem, de exemplu, o mașinuță aici. Mamă, ce arde în flăcări mașina asta. E super, super interesantă. Și mă gândeam să mai pun, de exemplu, aici o mașină din aceasta așa mov. What? Mamă, cât de tare arată, frate. Ia uite-te, e exact aceeași mașină ca și cea din Brookhaven-ul real. După care mă gândeam în felul următor. Mă gândeam să îmi pun aici o statuie imensă cu mine, cum ar fi asta, frate. Deci o să îmi chem aici Hudinașul Suprem. Unde e, băi? Ia uite, gata, a apărut. După care o să îl fac mai mare. O să fac Dita by Hudinașul, ceva de genul ăsta. Ia să vedem, funcționează, băi? Ce s-a întâmplat cu părul meu, bro? Oh my god, trebuie să îmi pun părul la loc. Ia uite-te și tu ce față am. Ia stai, ceva de genul, cred că mai jos trebuie părul. Cred că așa e bine, dar de ce sunt chel pe o parte? Pentru că n-am fost la frizer. Ok, cred că trebuia să îl mai mut eu puțin. Și acum e bine oare? Da, bă, acum arată bine Hudinașul. Și dacă totul este în regulă, trebuie doar să îl mai mărim. Așadar, o să îl măresc chiar acum. Ia să vedem. Da, bă, funcționează. Și hai să-l punem puțin cu picioarele pe pământ, ceva de genul ăsta. După care vreau să îl fac și mai mare pe Hudinaș. Acum trebuie să-l dau chiar puțin, puțin mai în dreapta către fântână și cred că este în regulă, nu? Aș mai putea să-i scot și numele ca să nu mai apară numele acolo și acum zbeng, gata, numele a dispărut. Și hai să punem comenzile de admin, pentru că avem nevoie de comenzi de admin și o să le pun undeva aici, cred, ascunse, să nu le vadă nimeni. Ceva de genul ăsta. Și acum, gata, bă, am lipit asta de perete. Mamă, arată demențial acolo. E și aprins așa puțin. Și hai să intrăm pe server. Hopa, hopa, a început să vină lumea. Ia uite câți Hudinași sunt aici. Și scrie Andreea Foxy e sirenă. Mamă, nu cred că o să se aștepte la asta. O să le transform pe toate persoanele în Sirena Foxy, frate. Fiți atenți aici. Deci nu or să creadă când or să vadă. Hopa, stai că am uitat un cuvânt. Oh no, ia să vedem. Suntem cu toții Sirena Foxy. Cât de amuzant. Ok.
Mama mia, deci cu siguranță nu se aștepta la asta Andreea. Hai să îi scriem la Andreea. Ce zici acum, Andreea? Ok, sunt curios ce o să zică. Cred că o să fie super, super fericită. Și uite că abonații scriu: sunt Foxy, sunt Foxy. Băi, cine s-ar fi așteptat la asta? Zic eu că este super, super amuzant. Ia uite, scrie aici: șmecher de roz. Scrie: iaie, iaie Foxy, mamă. Și apropo, ia uitați-vă mașinile, nu știu ce s-a întâmplat cu ele, dar sunt super, super stricate. O singură mașinuță este în regulă, dar arde acolo și un abonat a mutat-o de aici, iar mega hudinașul este în picioare. Cred că acum o să-i fac pe toți în hudinaș, nu? Hai să vedem, o să încercăm asta, să vedem dacă funcționează. I am not hudinașul, cred că am scris greșit, desigur. Și hai să vedem dacă reușesc să-i fac pe toți în hudinaș. Oh, ia uite-te câți hudinași suntem aici. Băi, toată lumea e hudinașul. Cât de tare e să ai comenzi de admin. Ia uite-te și tu, toți arătăm la fel. Hai să ne dau viteză mare. De exemplu, hai să scriu aici speed all și hai să ne dau de exemplu 200, bro. Și, mamă, ce viteză avem. Ok, am prins o viteză, frate. Haideți, hudinașilor, să facem o întrecere. Mamă, ce viteză mare avem. Ia uite-te și tu, speed all 500, bro. Și hai să vedem cum e viteza asta. Holy moly, mamă, sunt mult prea vitezoman. Și m-a săltat atât de tare. Ia uite-te cum sar. Hai să le dau kill la toți ca să revină la forma lor inițială, adică la skin-urile lor, și să le treacă și viteza. Băi, e prea șmecher. Au intrat o grămadă de hudinași aici și vreau să-i fac pe toți mici. O să încerc acum să-i fac pe toți super mici. Gen, hai să încercăm să-i facem de 0.4. What? Ia uite de cum arată. Bebe hudinași, bro. E plin de bebe hudinași aici. Hai să scriem aici, mamă. Și eu o să mă fac cel mai mare dintre toți. Deci vedeți cât de mic sunt acum, dar o să mă fac super, super mare. Fiți atenți aici. Deci o să pun din nou comanda, însă o să o folosesc pentru mine și o să mă fac de exemplu de 10. Merge? Ah, cred că trebuie să-mi scriu și numele, nu? Sau trebuie să scriu mi. Și hai să pun acum 10 din nou. Oh my god, sunt prea mare, frate. Ia uite-te cum arăt. Băi, sunt prea uriaș. Cred că trebuie să mă fac mai mic puțin. Ok, mai punem încă o dată comanda și mă fac de 5, de exemplu. Ceva de genul ăsta. Mamă, și așa sunt prea mare. Trebuie să mă fac și mai mic puțin, hai să mă fac de 3, poate așa e mai ok. Da, bă, gata, sunt cel mai înalt hudinaș dintre toți. Cât de tare, frate. Hai să le dau la toți kill all, să revină la forma lor normală, să nu mai fie bebe mici de tot. Și acum hai să vedem ce să le mai facem, cu ce să-i mai trollăm pe abonați. Trebuie să ne uităm aici la comenzi și să îi trollăm cu ceva foarte, foarte interesant. Le dăm la toți jail, frate, jail all. După care eu o să mă scot de la închisoare, pur și simplu. O să scriu aici un jail me. Ok. Oh my god, i-am băgat pe toți la închisoare și eu sunt afară și Andreea a scăpat și ea. Troll, frate. Ok. Și eu mă plimb pe aici, mamă, numai Andreea au mai rămas afară. Și bine, au mai rămas și ceilalți hudinași care acum intră pe server. Hai să le dau la toți Angel, bro, pentru că nu vreau să las hudinașii la închisoare. Deci îi scot pe toți de la pârdăiță și o să-i fac pe toți foarte, foarte
grăsani. Hai să scriem aici fat all. După care, ia uite-te ce se întâmplă. Ia uite-te, hudinașu, bă, m-ai băgat prea mulți burgeri, bro. Ești plin de burgeri în stomacel, că vai, vai, Houdini, mama mia, ce s-a întâmplat, frate? Houdini e magician. Și hai să vedem, de exemplu, dacă putem să zburăm. Pot să zbor, da, bro? Ia uite-te cum zboară Houdinașu. Sunt aici sus. Acum pot să mă văd și pe mine cel mare și de la înălțime. Ia uite, Houdinașu. Oare pot să le dau la toți fly? Ia să vedem. Fly all. Poate funcționează, nu știu sincer să fiu. Oare merge? Da, băi! Toți pot să zboare acum! Ia uitați-vă! Mamă! Deci toată lumea poate să zboare. Este nebunie mare, rău de tot. Toți Houdinașii sunt în aer. Băi, e prea tare și cineva a luat mașina și a aruncat-o. Stai, ce? What? Poți să te joci? Pase cu mașina? Ia uite-te, am distrus mașina, e întoarsă acum invers. What? Băi, deci e nebunie prea mare când toată lumea poate să zboare. Aș mai vrea să mai caut încă o comandă. Hai să le mai dăm încă o dată kill all. Deci vreau neapărat să dau kill all. Mamă, cât de tare e comanda asta, mi se pare super amuzantă. După care vreau să fac în felul următor, da? Încă mai pot să zboare? Oh, no! Cred că trebuie să le dau unfly. Hai să vedem dacă funcționează. Nici măcar nu știu dacă există comanda asta. Hai să vedem. Gata, mă, merge! Și acum vreau să-i fac pe toți Houdinași, desigur. All me. Mamă, deci trebuie să fie toți Houdinașii. I-am făcut altceva, stai, ce? Hai să-i facem pe toți să arate din nou fix ca mine. Ia uite, băi, e plin de Houdinași acum aici. Și vreau să mai facem în felul următor. Vreau să ne mai distrăm puțin. Deci mai avem câteva comenzi pe care le putem încerca. Spin all. Și hai să vedem dacă funcționează. Ia uite cum se învârt cu toții. Ok, e prea tare, frate. Mamă, toți Houdinașii în sincron. What? Ia uite-te cât de amuzant este. Băi, deci nu-mi vine să cred. Și acum dacă aș putea să-i fac să și sară, gen, o să facem în felul următor. O să scriu aici jump, după care o să scriu all și hai să vedem. Au sărit toți Houdinașii. Ia uite cum sar, frate. Am putea să-i facem pe toți poate gigantici. Cred că ar fi tare să-i facem gigantici, nu? Hai să vedem ceva de genul ăsta. Și după aceea sunt curios dacă se mai învârt. Hai să vedem. O să apăs chiar acum pe enter și dita mai Houdinașii se spinuiesc pe aici. Ia uite-te cum se învârt Houdinașii. Aș putea să fac comanda asta. Aș putea să folosesc dwarf all. Și sunt curios dacă o să meargă. Funcționează, da, băi. I-am făcut mini Houdinași și acum au tot așa capetele destul de mari, dar sunt mult mai mici. E mult prea tare să ai comenzi de admin, te distrezi de numai. Și aș putea, de exemplu, să-i fac și mai slăbuți, gen. Hai să vedem, poate funcționează. Da, băi, ia uite-te cât de amuzant arată acum toată lumea. Mamă, și hai să-i mai facem pe toți încă o dată sirene, pentru că acum au intrat mai mulți Houdinași. Și hai să vedem dacă putem să-i facem pe toți sirena Foxy. O să scriu așa all, după care scriu easy Foxy și îi transform pe toți în sirena Foxy. Mamă, da, bro, gata, suntem cu toții sirene din nou. E plin de Foxy pe aici, ia uitați-vă și voi. Deci nebunia e mult prea mare. Distracția e în doi, n-ai ce să zici, frate. Adică ia uite-te aici și hai să vedem cum arată sirenele dacă se spinuiesc. O să scriu din nou spin all, după care au început să se spinuiască sirenele.
Aoleu, cât de tare e! Ia uite, atunci când intru în apă, zice Larisa, de se transformă în sirenă atunci când intră în apă. Și aș putea să mă fac eu din nou o sirenă mai mare, poate? Hai să vedem dacă funcționează, pentru că sunt super, super curios. O să mă fac de, cât să zic, de 3, nu? O să scriu aici mi, după care, bum, 3. Babă, sunt Dita mai sirendoaia. Ia uite de ce sirenă înaltă sunt. Mi-a crescut coada prea mare. Oh my god, e mult, mult prea tare. Houdini, sirena gigantică. Cică Larisa, zice Richard. Cam acesta a fost episodul Houdinașilor. Așa pe sfârșit o să-i fac pe toți invizibili și astfel nu o să se mai vadă nimeni aici. Cred că or să se sperie. Hai să facem trollul de final. O să scriu așa și hopa, au dispărut cu toții. Nu se mai vede nimic, frate. Se mai văd doar scrisurile. Mamă, ce troll major. Așa pe sfârșitul episodului. Sper că v-a plăcut. Să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!